Domnilor, întreaga sculare dinamovistă este preocupată în ultimele zile de ceea ce se vorbește a fi numită de către fani o trădare a spiritului Dinamo, și anume semnarea lui Roti cu Ana Maria Prodan Regenkampf, a unui contract de impresariat. Astăzi a avut loc o întâlnire cu patronul echipei, principalul finanțator Ionuț Negoiță, cu unchiul lui Roti și Roti, și s-au stabilit mai multe lucruri. Roti, dacă poți să ne spui despre ce este vorba, ce s-a discutat? Păi am discutat despre acest contract, această asimilarea mea cu Ana Maria Prodan ca agentul meu. Am fost puțin grăbit. Am venit de la lot și am venit noaptea. Au trecut câteva ore, m-am trezit și am semnat. A fost o mișcare prea repede. Trebuia să mai discut. Trebuia să analizez situația, trebuia să mă gândesc la toată lumea, nu numai la mine. Îmi cer scuze fanilor care s-au enervat sau gândesc că am trădat. Eu n-am să trădez, indiferent de agentul meu, de prieteni. Eu am venit la Dinamo București să fac performanță, să pun suflet și să ajung în Europa, să fac performanță. Îmi pare rău pentru Ana Maria, nu vreau să se supere nimeni. Mai și greșești, nu ești perfect. Sper ca lumea să, în special clubul și suporterii, să înțeleagă că n-a fost cu intenție sau să isc alte revoluții sau între Steaua și Dinamo. Am analizat foarte bine situația, m-am pus în locul tuturor să văd cum se vede situația și nu este deloc roz. Am doar 18 ani, e normal să mă grăbesc sau să mă arunc în situații de asemenea genul. Dar eu sper ca suporter și mai ales clubul să mă înțeleagă. Nu, cum am zis, nu am făcut-o cu intenție. N-am vrut să fac nimic rău sau să se enerveze lumea. De acum încolo, ca și cum am venit la Dinamo, lupt pentru suporteri, mă gândesc tot timpul la ei. Cum am făcut și de această situație, m-am gândit mult din punctul lor de vedere. Contează foarte mult pentru mine. Fără ei, în practic, nu veneam la Dinamo. Când am venit, înainte să vin, m-am gândit la suporteri. Muncesc, ajută clubul, jucătorii susțin și la bine și la greu, și pentru mine a fost un moment decisiv să vin la Dinamo, mai ales că și clubul m-a susținut și mi-a oferit și mi-a oferă șansa de a arăta tot ce pot și să dovedesc că merit. Oricum sunt convins că suporterii se vor bucura astăzi, vor să uite ultimele zile în care n-au știut ce să creadă despre tot acest eveniment. Aș vrea să adresăm o întrebare și unchiului tău, celebrul Iosif Rotariu, care a fost și el în calitate de ghid al tău, ca să spun așa, supervisor al carierei tale, implicat în ultimele zile în tot felul de declarații care au apărut în presă, care mai de care mai dure, mai belicoase, mai... Dacă cât este adevărat, cât nu este adevărat, ce ați simțit în zilele astea în care totul părea parcă desprins din filmele științifico-fantastice?
Da, în primul rând aș vrea să clarific și eu situația lui Dorinel. Când a venit la Dinamo, eu eram într-o relație foarte bună cu domnul Victor și Giovanni Becali, îi cunoșteam foarte bine încă dinainte de 1990. Aveam o legătură foarte strânsă cu ei și l-am îndrumat ca să semneze cu firma fraților Becali, pentru că îi cunoșteam foarte bine, știam ce potențial au și ce au făcut pentru jucători. Din păcate, am văzut că semnarea pripită care a făcut-o Dorinel cu doamna Ana Maria Prodan și necunoștință de cauză și faptul că a venit de la Lotul Național, era bulversat faptul că rămâne fără agent, a semnat... Eu cred că a fost o greșeală că a semnat atât de repede, din prisma faptul că el avea contract semnat cu domnul Victor Giovanni Becali încă 2 ani de zile și dânsi au cesionat drepturile firmei unui impresar din Italia, el în continuare având contract cu acel impresar. Ceea ce a apărut în presă vis-a-vis de unele declarațiile mele sunt total neadevărate, pentru că eu în toată cariera mea atât de jucător, antrenor, niciodată n-am atacat niciun club, niciun coleg de-al meu, niciun adversar. Totdeauna am fost un om de fair play și am respectat clubul Dinamo întotdeauna, cu toate că am jucat la Steaua, am avut foarte mulți prieteni la echipa Dinamo. Mi-am amintit că la Campionatul Mondial din Italia, chiar în fiecare zi jucam tenis de câmp cu Andone, mă plimbam cu Lupu, deci există un respect. Cu toate că o rivalitate între Steaua și Dinamo, eu întotdeauna am respectat jucătorii valoroși și cluburile care au făcut performanțe. Încă o dată, vis-a-vis ce a apărut în presă de declarațiile mele față de clubul Dinamo sau de oamenii de la Dinamo, nu sunt adevărate și eu cred că le cer scuze dacă s-a interpretat greșit, dar eu niciodată nu voi jigni un club care a făcut performanțe și mai ales acum în situația în care nepotul meu joacă la Dinamo. Dăm cuvântul celui care s-a implicat în ultimele zile la cererea expresă a fanilor în medierea și rezolvarea până la urmă acestui conflict apărut de nicăieri, patronul echipei Dinamo București, domnul Ionuț Negoiță, ca să ne spună cum au fost ultimele zile și până la urmă care este deznodământul, unde s-a ajuns. A existat o presiune foarte mare pe care fanii au exercitat-o în ultimele 2-3 zile, dezamăgiți de această poveste și de ceea ce se vehicula prin presă. Mă bucur foarte mult de faptul că am avut o discuție constructivă cu familia lui Dorin Rotariu. O discuție pașnică, am analizat foarte bine situația. Dorin apreciază foarte mult faptul că la Dinamo, un club cu responsabilități destul de mari, cu așa istorie, că a avut curajul să îi dea o șansă să se joace la acest nivel, la o vârstă foarte fragedă, la 17 ani. Noi nu putem decât să ne bucurăm că el și-a câștigat acest post de a fi titular. Este un tânăr foarte talentat și foarte bine educat, ceea ce practic și principii pe care se bazează clubul lui Dinamo. Într-adevăr, m-a luat prin surprindere și am aflat din presă, pentru că totul s-a întâmplat foarte repede, în mod ciudat. Și nu s-au analizat implicațiile. Bineînțeles că Dorin Rotariu apreciază, pe lângă faptul că clubul Dinamo i-a dat o șansă, și mai important de atât sunt suporterii care l-au îndrăgit în primul moment și pentru ei este unul din cel mai iubit jucător al lui Dinamo și nu și-a dorit niciodată să dezamăgească suporterii. Pa din contră, face tot ce poate să-i bucure cu orice ocazie și să-i facă fericiți. Rămâne în continuare același Dorin Rotariu, care dă totul pe teren și e totul pentru Dinamo. Mai mult decât atât, Dinamo este un alt Dinamo, este cu adevărat New Dinamo, care promovează tineri și și-a asumat acest lucru. Este un Dinamo care are reguli după care funcționează și nu putem și practic ceea ce dă viața acestui club este istoria lui Dinamo, dar și ce înseamnă mulțimea
și calitatea suporterilor lui Dinamo și, bineînțeles, trebuie să ținem cont de ceea ce ei își doresc și niciodată nu putem fi de acord cu un amestec în treburile lui Dinamo, Dinamo care are reguli și principii, și nu putem accepta niciodată vreun amestec din partea ce înseamnă chiar și asociere cu clubul Steaua, care este rivalul de moarte. Vrem să construim un club pe baze sănătoase, un club de viitor, cu jucători tineri care să fie pentru Dinamo 100% și care să fie practic neîntinați cu ceea ce înseamnă trecutul fotbalului românesc. Vedem foarte multe schimbări din multe puncte de vedere și vrem să ajungem la o normalitate. Ca urmare, îl felicit că nu că a înțeles, că știa de la bun început ceea ce vrea, nu a înțeles ce înseamnă dorințele suporterilor și că suporterii nu vor nicio asociere, ca și noi de altfel, cu ce înseamnă clubul Steaua, nu că au avea ceva personal cu clubul. Ei sunt cu treburile lor, noi nu ne băgăm în treburile lor, ca urmare, nici nu voi permite vreodată ca cineva de la Steaua să intre în treburile noastre. Nu vom accepta, cum e vorba românească, lupul paznic la oi. Ca urmare, îi urez mult succes și la sigur de tot sprijinul clubului. Are sprijinul fanilor și cred că îl va avea mai mare decât l-a avut până acum, pentru că practic vor aprecia ceea ce el este. Că am discutat în prima clipă și mi-am dat seama că nici pe departe nu a avut vreo intenție de a trăda suporterii sau clubul, ba din contră, este 100% aici. Și sunt convins că cu talentul și buna creștere pe care o are, va face performanță la Dinamo și, de ce nu, și la cluburi mai mari, unde îi urez succes, că e doar la început și are o traiectorie foarte bună creată și era păcat să o strice acum. Ce vreau să vă mai spun este faptul că ce îmi doresc de la Dinamo, pe lângă performanță și un viitor cât mai strălucit, să fim ca o familie, să fim uniți, să nu ne dorim decât binele lui Dinamo și să nu acceptăm din afară persoane care echipurile ne-ar dori binele și să strice această familie unită, că numai prin unitate pe teren, dar nu numai, și ce înseamnă restul administrativ și tot ce înseamnă Dinamo, putem face performanță.